se va. De la mașină. Bună ziua și aș vrea să încep prin faptul să mulțumesc reprezentanții presei că ați dat curs invitației noastre. Dragi tineri, datorită vouă, 2 ani în urmă, noi am ajuns la guvernare. Atunci, la alegerile parlamentare, tinerii au ieșit într-un număr record la vot. Datorită vouă, noi am reușit să implementăm unele reforme serioase pentru tineri. Am votat legea învățământului dual, care permite tinerilor din școlile profesionale atât să învețe, cât și să lucreze în paralel. Și pe lângă la faptul că obține competențe practice de la locul de muncă, mai primește și un salariu care permite să existe. La fel am extins acest sistem și în universități și deja el este pilotat în Universitatea din Bălți. Am alocat sistemului dual 10 milioane de lei și planificăm să alocăm și mai mult și să extindem acest proiect cât mai mult, pentru că acesta este viitorul învățământului. Am votat câteva modificări esențiale în codul educației. De exemplu, am introdus noțiunea de microcalificări. Aceasta este posibilitatea de a obține unele competențe înguste într-un anumit domeniu într-o perioadă scurtă de timp. De exemplu, dacă înveți în IT și dorești să crești specialitatea, să înveți și inteligența artificială, poți să iei un curs de 3 luni de zile și să înveți anume ceea ce ai nevoie. Pe lângă aceasta, am crescut sprijinul tinerilor profesioniști de la 3 până la 5 ani. Am investit peste 350 de milioane de lei în proiecte din satul european pentru infrastructura în școli, de la termoizolarea acoperișilor la construcția acveductelor sau a terenurilor de sport. Peste 700 de milioane de lei au fost investite în cadrul proiectului Băncii Mondiale pentru infrastructura în universități și școli profesionale, în săli de laboratoare și aule universitare. Încă 1,2 miliarde de lei anul acesta au fost aprobate în Parlament pentru proiecte de infrastructură în universități și școli, dar și pentru formarea cadrelor didactice. Pe lângă aceasta vom construi 3 licee mari model, care vor fi un exemplu de cum trebuie să arate un învățământ general în Republica Moldova, unde tinerii vor avea acces la toate condițiile necesare, dar și vor putea, de exemplu, să aleagă singuri disciplinele la care ei au nevoie. Anul acesta, 33 de blocuri sanitare vor fi construite în școli, care până acum tinerii erau nevoiți să meargă afară. Și noi doar vom crește numărul de blocuri sanitare care se repară în fiecare an. Și ținând de tineret, am votat în 2 lecturi modificarea legii tineretului, care aduce câteva avantaje. În primul rând, conceptul de parteneriat strategic al statului cu organizații de tineret, ce oferă o predictibilitate atât organizațiilor de tineret, cât și statului în implementarea strategiei sale pe tineret. În aceeași lege, unificăm conceptul lucrător de tineret și o acordăm cu legislația europeană. În aceeași legislație, noi recunoaștem certificatele obținute în Uniunea Europeană, precum UFPAS, în domeniul de tineret. Și recunoaștem CNTM-ul ca organizație parteneră a statului, cu care statul să consulte toate legile ce țin de tineret. În aceeași lege, noi introducem conceptul Centrului de Inovație Socială sau Hub-ului pentru tineri. Acesta va fi un spațiu dedicat organizațiilor de tineret și tinerilor în orașe mari. Începem prin Chișinău și noi deja avem un spațiu identificat care îl vom prezenta cu mai multe detalii pe 12 august. Am indexat, în condițiile complicate de buget, bursa pentru studenți cu 15,9% și ne asumăm în continuare să luptăm ca să majorăm și mai mult bursele pentru studenți. Am votat în Parlament legea stagiilor de practică în instituțiile publice și pentru prima dată tinerii vor face stagiu plătit la stat. Mai mult ca atât, după ca urmare acestui stagiu, vor putea să se angajeze mai ușor în instituțiile publice. Am întreprins pași siguri în procesul de digitalizare a educației în Republica Moldova. Începând cu 1 septembrie, școlile care au posibilitatea nu vor mai fi obligate să dețină catalogul fizic pe lângă la cel electronic. În același timp, începând cu anul 2024, studenții vor putea aplica la universități digital printr-o platformă unică de aplicare online. Deja de acum puteți descărca diplomele de licență, master și chiar și diploma de BAC digital de pe M-Cabinet. Ce ține de sport, datorită unui vot consolidat în Parlament, a fost posibil organizarea primului campionat european de o categorie olimpică la noi în Moldova, și anume campionatul european de haltere pentru juniori. Pe lângă aceasta, echipamentul care a fost folosit în acest campionat european de haltere, în valoare de peste 4,5 milioane de lei, va fi donat școlilor sportive. În următoarea sesiune vom avea multe ambiții.
care vor fi unele și astăzi anunțate la conferința de presă de la ora 11 a domnului ministru Dan Perciun. Dar pe lângă ele vreau să subliniez câteva. Vom lucra pentru a crește calitatea studiilor la învățământul superior. Aceasta vom face prin modificarea formulei de finanțare, care va pune acces anume pe calitatea la universități. Universitățile vor fi avantajate dacă vor avea, de exemplu, mulți studenți internaționali, dacă studenții, după ce absolvesc universitatea, vor putea să se angajeze la lucru, dacă universitatea, de exemplu, are multe programe Erasmus sau dacă are publicații în reviste internaționale. Noi vom depune efort în democratizarea instituțiilor de învățământ, atât Consiliile Elevilor în școli, cât și Senatele Universitare. Deja există un grup de lucru comun între Parlament și Minister care lucrează la regulamentul de funcționare a Consiliilor Elevilor, care în scurt timp îl vom consulta. Și salutăm intenția domnului ministru Dan Perciun pentru a oferi tinerilor posibilitatea de a se implica în viața școlii prin bugetare participativă. Și noi vom susține acest efort și din Parlament prin alocarea resurselor financiare necesare. Nu vom uita și nici de probleme care deranjează elevii, și aici mă refer la accesul la cămine studențești noaptea și la prezența hârtii igienice în toate universitățile și școlile. Echipa deputaților tinerilor PAS va rămâne forța care reprezintă interesele tinerilor în Parlament și care luptă pentru voi. Următorii 2 ani vom lucra și mai activ ca să facem viața tinerilor mai bună. Și noi vă invităm și pe voi, dragi tineri, dacă aveți idei sau dacă aveți unele probleme sistemice care necesită mai mare atenție, să ne contactați. Noi suntem deschiși și suntem mereu aici pentru voi. Mersi! Mulțumesc mult, Eugen! Foarte bine punctat și practic ai spus toate lucrurile, deci nu mă rămâns cu nimic. Vreau doar să vă întreb dacă știți diferența dintre glumesc. Despre tineri, Eugen a vorbit foarte bine, foarte clar, mi îmi pare că acest subiect cumva îl putem oferi cu toată încrederea. Mie îmi rămâne cumva să vorbesc despre tinerii noștri artiști, care eu știu că toată lumea cumva a fost uimită de condițiile în care trăiesc în Academia de Arte. Mă bucur foarte mult să spun că în această rectificare de buget noi am reușit împreună cu tinerii deputați să susținem inițiativa de a realoca Academiei de Arte 1,5 milioane pentru reparații. Și conform înțelegerilor noastre cu Ministerul Culturii, urmează a fi alocat și mai mulți bani pentru reparații în Academiei de Arte. Și conform programului statului european, 20 de milioane de lei au fost investiți pentru reparația infrastructurii culturale. 18 cămini culturale din cele 52 care au fost preconizate de a fi reparate, urmează a fi reparate. Dar lăsând toate cifrele la o parte, eu, ca și colegii mei tineri, am conștientizat că noi mai avem încă 2 ani de mandat, încă 2 ani în care o să fim puterea tinerilor în acest Parlament și încă 6 ani în care eu, conform legii, pot fi considerat tânără. Poate e un moment bun, schimbăm legea. Dar dincolo de asta, pe toate întâlnirile pe care le-am avut eu 2 ani, am înțeles un singur lucru, că oamenii acestei țări și mai ales tinerii noștri au fost lipsiți de un sentiment foarte important, anume de încrederea în propria putere. Încrederea că tu poți schimba ceva. Și ce înseamnă puterea? Puterea înseamnă creativitate. Creativitatea înseamnă putere, arta înseamnă putere, abilitățile tale financiare înseamnă putere, dorința de a schimba lucrurile înseamnă putere și tinerii înseamnă putere. Și cred că timp de acești 2 ani urmează noi asta cât mai mult să promovăm, să consolidăm